Salutare tuturor, eu sunt Emilian și bine v-am găsit la un nou joc, o nouă serie. Probabil că știți foarte puțin dintre voi că am terminat jocul Metro 2033, așa că ce urmează? Metro Last Light. Jocul ăsta, nu știu ce să zic despre el, numai așa creepy ca primul și... Sincer să fiu, nu mai aduc aminte dacă e la fel de bun ca primul sau mai bun, mai prost. Haideți să vedem care e treaba. O să fie puțin tot vorba, să fie ceva legat de ăștia de Dark Ones, doar că am impresia că o să fie unul singur. Pentru că finalul oficial al primului joc e ăla în care eu lansez rachetele alea nucleare sau ce sunt ele și distrug chestia aia, cuibul ăla al... ăstora întunecați, chiar dacă eu am reușit să nu știu cum să zic, să prind finalul ăla fericit, finalul ăla bun, mă rog, fericit, finalul ăla bun, finalul oficial practic din cărți e celălalt. Haide să-i dăm new game, să nu mai stăm la vorbă. Enjoy the more forgiving combat, Spartan, survival, uitam în combat. Survival Style First Player, The Original Survival, de la 2033, auzi? Și Spartan, Experience from of Metro Last Light when Spartan Style is selected, Perspective of Life, Faster Peace, More Action. Also more... Mă, cred că o să aleg Spartan, sincer, pentru că n-am chef să mă chinui. Adică am jucat Metro 2033-ul la... pe stilul lui și acum haideți să jucăm și Last Light-ul pe stilul lui, nu? Normal, hardcore, ranger, ranger, hardcore. Ce? Every encounter brings a serious challenge to skill and tactics. Success cannot be guaranteed. Normal. Are you sure you want to overwrite previous save game data? Da. Aici nu prea aș umbla că... The leftmost image is barely visible. Eu trebuie să-l dau la minim. Nu. Lasă-l aici unde era, pentru că vreau să vedeți și voi ceva. Dark ones came much later, from the garden's direction. Asta e după ce... Towering a full head over the highest man. Nightmarish creatures. Creepy as a man turned inside out. Monsters born to destroy us. The word was they were incredibly strong and unnaturally evil. That with bare paws they could tear armed men apart. Oh shit. That's all lies. Asta am zis și eu în primul joc. Truth is even scarier. Oh shit. Stai. Nu cred că e vorba despre ce ziceam eu. Ia să vedem cum stă treaba în Metro Last Light. Well, I used to live nearby. Before the war, I mean, up there. I was on the train when it happened. I tried calling my family, but couldn't get through. Oh, shit, vine ceva. Mamă, s-aude prea tare, ești nebun. De ce îmi bate inima așa tare? Uite ce ați mișto, holy shit, ăștia sunt, da. Ia uite cât sunt. Nimă, m-am împins. De ce m-am? What the fuck? M-am împins în ăștia, ce bulangii. Ăștia nu sunt. Ăștia sunt oameni. Și trebuie să-i omori, ești prost la cap. Deci despre asta se referea că adevărul e mult mai înfricoșător. Că te, practic ăștia te nebunesc și... te fac să... na, să-i omori, să-ți omori aliații, prieteni, chestii. Ați văzut? Eu îi vedeam ca monștri de-aia.
și a trebuit să omor la ei. Bulangiule care ești. Seamă că eu credeam că ăștia nu mai sunt. Oh, Khan. Ah, stai că era un vis. Ok, ok. Da, vedeți? Unul mai trăiește, atât. N-am făcut asta. Ulman. Da. Da. Lasă-mă să iau chestiile. Hai. Hai, cărticica, bricheta. Încă merge. Și atât? Nu mai e nimic pe aici? What? O casetă. Poți să cânt... Da. În următorul joc, cred că o să cânt... Mi se pare că poți să cânt pe bune, poți să cânt, să-i cânt lui Ana. Nu știți cine e Ana? Mi se pare că apare și în primul joc. O să vedeți. Chiar nu mi-a luat aminte dacă a apărut în primul joc. Se mișcă prea repede mouse-ul. Nu-mi place să fac chestiile astea pe filmare, dar... Privet! Da? Oh, shit, ce șmecher sunt. Tu ești mai fraier. Oh, săracul ăsta, n-are un picior. Hai să merem. Nimă, ce faceți voi aici? De ce toți au tricouri de-astea cu dungi? Oh, shit, mi-a apărut de la Steam. Uite, și ăsta are de la cu dungi. Ia uite aici de sunt. Ce vrei, mă, acum? Crezi că toți au născut învățați ca tine? Dacă stau să ascult la tot ce vorbesc ăștia, o să dureze mult și bine până plec de aici. Da? Da, 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 cum zici tu. Dăm ceva, dăm... Da, masca, dăm niște bunătăți. Mamă, ce tare s-aude. Radiația poate să fierbă apă? Habar n-aveam că poate să facă așa ceva. Da, 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 dăm masca. Orange case, super. Ce-a fost luminița aia? Da. Ce mă disperă ăla că trage... Da, mă, da, știu. Acum dă-mi armă. Asta ziceam și eu. Ce? Cum fac? Head over to my ranger. Pot să-l iau? Choose. Ah, uite, pot să-mi aleg pe fiecare slot.
Aici ăsta e... Nu scrie ce e rifle. Valve, pe bune. Metro by skilled gunsmith system. E powerful, truly great long distance. Wow, în sfârșit avem sniper, frate, un AK. Asta e Kalash, asta e RPK. The classic blue rifle being very common, very high regard in metro, reliability and performance, English speaker. Machine gun, what? Has a great range, at the same time, being able to handle long burst. Bastard. Holy shit, cât am mai arma pe asta, nu știu că am folosit-o niciodată. Și un pistol. Mă, hai să aleg un AK, dar nu știu care e mai bun din astea două. AK-ul, Kalashnikov-ul sau RPK-ul ăsta? Despite being very calm, uite, o iau pe asta, că nu știu dacă am folosit-o vreodată. Începe să mă enerveze sunetul ăsta. I-am pus un red dot. Aici dă-mi un sniper clar. I-am pus și lua asta red dot, pe bune. Ah, și uite și shotgun-ul meu. Dar mi-ar trebui și ceva... Un pistol, cred. Dar nu de ăsta, clar. Ăsta. SMG, right? Make overheat and jam red level. No, no, no. Lasă așa. No! Lasă-mă cu pistolul tău, mă. Dă-mi asta. Bun. Hai că deja... Aici. Fast, da, știu. Oh, shit. Good. De ce s-a dat de două ori? Mori! Am făcut deja asta. Normal. A, nu vreau să, vreau să-mi încarc. N-am tras cu ăsta. Presupun că e la fel ca în jocul trecut, nu? Doar că parcă încarcă mai repede. Ce ziceți? Hai să mergem la Miller aici. Da, mă, voi iradiați săraci de voi. Oh, shit, nu pot să intru aici. Unde e Miller? Ah, uite-l acolo cu can. Cu K. N. A, nu e. E Ullman și ăsta e Alex, aparent. Chiar sunt curios ce se întâmplă, că nu mai țin minte, că sunt puțin, sunt cam amestecate în capul meu toate jocurile. Și nu mai țin minte exact ce se întâmplă în ăsta. Știu sigur că trebuie să-l găsim pe ăla micu. Ah, ăsta e de Six-ul, mă. What the fuck e cu chestiile astea? What? Te-ai băgat în mine așa. Trebuie să păstrăm distanța, băi. Hei, Tomb Raider, mi-am adus aminte că am jocul ăla. Sau jocurile. Lara Croft. Oh, shit, s-a întâmplat ceva cu Lesnitsky. Nu știu cine e ăsta. Hmm.
E puțin somnic. Abia m-am trezit. Hai să mergem. Apă bune, mă înveți cum să joc jocul? Dark One follow Khan to a meeting with Miller. Iacu foc. Ce? The bombing of the Dark Ones may have been humanity's worst. Nu e a mea. De ce am impresia că se întâmplă ceva nasol aici? Sau poate... nu, mi-aduc aminte când am găsit camera asta. Să sperăm că nu. But I would argue the old laws no longer apply. Da, hai să mergem, Cane. Mamă, ce asta e sus. Uite-mă pe Miller. My man Miller. Și asta e Ana. Uite-o pe Ana. I located the surviving dark one at the gardens. What? One of those things. Uite-o acolo. Da. Oh shit. Brațul meu la microfon. Artyom has a gift. I believe he can establish contact with the creature. Let him come with me. All right. Artyom. Go with. Okay, a fost ușor. Oh, my best. Oh shit, son. Why would we need a sniper? Oare de ce? Nu, credeam că vrea să ne apere. Da, știu. Uite-te la ea. What are you waiting for? Come along, rabbit. Rabbit? Just. If it's true that the dark ones can sense you, maybe you could hide so Anna can have a clear shot. But do me a favor. Don't let the dark one get into your mind. Tu crezi tu? Is that understood? Da. But we haven't verified who's running. Your job is to intercept him before he delivers this stolen container. Understood? Oh shit, a furat ceva. Ai, că nu vreau să... am găsit prima de asta. Spune-te-l că e chiar prima! Yes! Zice că trebuie să fac ce vrea Hunter și că ce mi-a ordonat Miller și ce se așteaptă Ana de la mine să fac, că trebuie să dovedesc că merit să fiu unul din ei, gen un ranger și bla bla bla, și că trebuie să protejeze metrou, și la sfârșit zice, dar de ce mă simt așa nesigur, cred? Uneasy? Neliniștit? Gen, adică nu sunt sigur pe mine, îngândurat, ceva de genul ăsta, deci de ce cred că nu prea e bine să fac chestia asta, ok? Hai să mergem cu Ana. Don't tell me you believe that bullshit about making peace with the dark ones.
Ba da? E păcat că nu le-am văzut. De ce îmi zice iepure? Ești mult... Ești o bulangie. Lasă că vezi tu ce-ți fac. Ți-a stup gura aia cu ceva. O să-ți umplu gura cu ceva ca să nu poți să mai vorbești. Ok. În curând. Ce sniper are nebună. Tai că mai are unul. Pe ăsta nu văzim, pe ăsta mare. Asta e... Mai... Assault rifle, așa. Assault... Sniper sau... Chestia e că la începutul jocului am avut un cinematic micuț, dar n-am avut cum să-l înregistrez, și în care povestea asta Artyom că prima dată când a început toată șmecheria asta, tot războiul, nu, când au dat ăștia cu rachetele și au distrus lumea, sau cel puțin Moscova, Rusia, el era la asta, la Garden, Botanical Garden, acolo cu măsa, și de asta zice că... Unde zice, doamne? I stood on top of the TV tower and saw missiles rain on the Botanical Forest. Asta e când a dat el cu rachetele în ăia. Deci acolo și-au făcut ăia cuibul la grădină botanică, nu? Așa zice în România. Și zice că nu-și mai aduce aminte că măsa a murit destul de repede după ce a început toată nebunia, și că nu-și mai aduce aminte fața ei, și că ar vrea foarte tare să poată să-și o aducă aminte. Ok, lume, cam atât cu acest episod. Sper să vă placă cel puțin la fel de mult ca și jocul ăsta ca jocul anterior. Adică sper să se uite măcar o persoană la această serie. Nu știu de ce îmi place mereu să fac mișto de mine, da? Până data viitoare, baftă maximă!